Salut! Revin în format video pe acest canal pentru că vreau să mă ocup de rezolvarea unui model de antrenament pe care l-a propus Ministerul Educației. Așa că am ales testul numărul 6. O să vreau să-l parcurg împreună cu voi. Am să vă rog să mă urmăriți. În descriere o să las link cu acest document pe care îl puteți descărca, îl puteți lista sau mă puteți urmări, da, cu acest PDF pe care îl aveți la îndemână. Pentru început, avem un text în versuri, avem o poezie de Ion Pilat în parc, da, asupra căreia vom medita puțin, ca să zic așa. Subiectul 1, punctul A, trebuie să exploatăm acest text literar. Notează câte un antonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor. Da? Un antonim contextual. Atenție să se poată potrivi în context. Târziu, antonim pentru târziu, de vreme. Da? Foarte simplu. Trist, vesel, bucuros, fericit. De ce nu? Bun. Rolul cratimei în secvența de altă dată. Hai să vedem. Ce rol are cratima în acest context, de altă dată? În primul rând, observăm, da, cele două cuvinte se pronunță împreună, deci rostirea împreună a două cuvinte diferite. La fel de bine putem observa și că acest hiat e a cade, da, este evitat, deci evitarea hiatului e. Scrie patru cuvinte din familia lexicală a cuvântului singur, da? Hai să vedem ce înseamnă familie lexicală. Aceste cuvinte, mai multe cuvinte, care se formează prin derivare de la un cuvânt de bază. Iar cuvântul nostru de bază este singur. Păi hai să vedem. Singurătate, singurel, singurică, de ce nu? A însingura. Hai să mergem mai departe. Exercițiul numărul 4 selectează din strofa a treia două cuvinte care conțin vocale în hiat. Ce înseamnă vocale în hiat? Avem două silabe învecinate, da? Cele două vocale se despart între ele. Altfel spus, regula numărul 6 a despărțirii silabe, dacă mai țineți minte. Bun, strofa a treia. Avem zeul, da? Zeul, hiatul EU, flaut, la fel de bine, hiatul A, U, sau dacă vreți, aur, hiatul A, U, din nou. Precizează măsura primului vers din poezie. Ce trebuie să facem aici? Să citim versul, să despărțim în silabe toate cuvintele din versul respectiv, după care să numărăm efectiv silabele. Și ni se spune primul vers din poezie, da? Primul vers al primei strofe. Când am venit târziu ca să te caut. Are 11 silabe. Transcrie două figuri de stil diferite din poezie, precizând felul lor. Bun, aici oricare două figuri de stil diferite identificate, da? Pot constitui un răspuns corect. Hai să vedem. Ce avem aici? Frunzele zburară ca fluturi mari. Da, o comparație, da? Hai să vedem alte figuri de stil. Zeul toamnei trist și singur. Avem un epitet multiplu, da? Desigur că putem identifica multe epitete în acest text. Flaut de aur, de exemplu, și așa mai departe. Oricare două figuri de stil diferite, atenție, sunt considerate corecte. Bun. La punctul B, trebuie să redactăm o compunere de minimum 150 de cuvinte în care să motivăm apartenența la genul liric a textului dat. Pentru început, să ne amintim ce înseamnă gen liric. Da? Genul liric cuprinde totalitatea operelor literare în care autorul își transmite sentimentele în mod direct, da? Prin intermediul unui eu liric, a unei voci textuale, da? Și prin utilizarea acestor mijloace de expresivitate artistică, adică figuri de stil și imagini, desigur.
Bun. Hai să vedem. Două trăsături relevante pentru acest gen. Reies încă din definiție aceste două trăsături. Am spus vocea textuală, vocea textului, da? Prin care autorul își transmite emoțiile, acest eu liric. Cum demonstrăm prezența lui? Prin mărcile lexicogramaticale specifice. Avem astfel de mărci în text? Păi hai să vedem. Când am venit târziu ca să te caut? Am venit, verb, la persoana întâi, da? Te, pronume la persoana a doua, să caut, din nou, verb la persoana întâi. Zări, verb la persoana întâi. Iată, avem suficiente mărci lexicogramaticale ale subiectivității, astfel încât să putem demonstra prezența eului liric. Uite, așa putem să tratăm o primă trăsătură. A doua trăsătură, mijloacele de expresivitate artistică despre care am pomenit și adineauri, adică figuri de stil și imagini artistice. Putem identifica imagini, da? Hai să vedem câteva imagini artistice. De exemplu, un parcul îmbrăcat cu frunze lată, da? Imagine vizuală. Soarele se stinse prin frunzare, tot o imagine vizuală. Vicleanul zeu cânta acum mai tare, o imagine auditivă, frunzele foșniră spulberate, o altă imagine auditivă. Ca figuri de stil avem, am dat și exemplu, comparația de adineaur, da? Epitetul multiplu, zeul toamnei trist și singur, da? Cerul clar, visul viu, iată, cerul își cocli în zări arama. Ce imagine vizuală puternică, nu? A cocli, ce înseamnă a cocli? Avem și o definiție aici în subsol. A se oxida, prinde un strat de carbonat de cupru, da? Un strat verzui, așa. Bun. Da? Dacă e destul de clar, hai să vedem și subiectul al doilea. Ni se dă un text suport, Teatrul Excelsior, între premiere și festivaluri. Bun, și acum, să formulăm câte un enunț în care să precizăm următoarele aspecte legate de textul dat. Anotimpul în care începe stagiunea de teatru. Dacă suntem atenți, da, chiar la finele primului paragraf, ni se spune, propune în această toamnă două premiere cu totul speciale. Deci, răspunsul nostru este toamna. Numele regizorului primului spectacol din stagiune. Atenție, regizorul și nu scriitorul, nu autorul. Cea din tâi, Kiki și Bozo, un text sensibil și plin de poezie, scris de Andreea Vălean, este regizată de Peter Kerek și a intrat deja în repetiții. Deci, Peter Kerek sau Peter Kerek, nu știu exact cum să pronunț. Bun, mergem mai departe. Numele autorului și titlul articolului din care este extras fragmentul. Petre Ivan, da? Vedem la finalul textului. Teatrul Excelsior între premiere și festivaluri. Acesta este titlul articolului. Evident, mai jos avem și sursa. Bun. Menționează numărul și cazul adjectivelor subliniate în text. Și pentru început avem subliniat speciale, da? Două premiere cu totul speciale. Hai să identificăm cazul. Având în vedere că avem un adjectiv, el va prelua cazul de la substantivul pe care îl determină, da? În cazul nostru, premiere. Adrian Găzdaru vă propune în această toamnă două premiere cu totul speciale. Vă propune două premiere. Care este lucrul pe care îl propune? Premiere, complement direct. Ce fel de premiere? Speciale. Atenție, da? Cazul este acuzativ pentru că determină un complement direct. Deci numărul plural, cazul acuzativ. Mergem mai departe. Fabulos este următorul cuvânt, următorul adjectiv. Un personaj fabulos. O invitație în lumea fantastică a lui Momo. Un personaj fabulos. De data aceasta, da? Cazul este nominativ, da? Determină substantivul un personaj, care servește aici drept
a poziție. Mare atenție, numărul este de data aceasta singular. Mergem mai departe cu exercițiul al patrulea. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate, menționând partea de vorbire prin care se exprimă. Le-a înapoiat oamenilor timpul furat. Le, pentru început, da? Cui a înapoiat? Lor, le, li. Deci, avem un complement indirect în cazul dativ. Mai degrabă o anticipare a unui complement indirect, pentru că îl mai avem odată exprimat prin acest oamenilor, da? Dar îl vom numi complement indirect în cazul dativ. Care este lucrul pe care l-a înapoiat? Da? Ce a înapoiat? Timpul, complement direct, în cazul acuzativ de data asta. Bun, 5. Trebuie să transcriem propozițiile subordonate din frază, precizând și felul acestora. Hai să vedem. În acest basm roman, Momo, o fetiță care încearcă să salveze lumea, îi are ca partener pe Casiopea, o ciudată broască țestoasă, și pe maestrul Hora. Bun, pentru început identificăm predicatele, da? După care delimităm propozițiile. Îl avem pe încearcă, pe să salveze și pe are. Subliniem aceste predicate, după care identificăm elementele joncționale, care încearcă să salveze lumea. Bun, prima propoziție va fi principală, da? În acest bas roman, Momo, o fetiță, îi are ca partener pe Casiopea, o ciudată broască țestoasă, și pe maestrul Hora. Aceasta este propoziția principală, iar în interiorul ei s-au intercalat celelalte două, da? Ce fel de fetiță, care fetiță, care încearcă, propoziția atributivă, da? Încearcă, care este lucrul pe care îl încearcă? Ce încearcă? Să salveze lumea, o completivă directă. Deci, 1 pe P, 2 AT, 3 CD. Cam așa ar arăta fraza noastră analizată. Și în sfârșit, exercițiul al șaselea, să construim o frază din două propoziții în care să existe o subordonată subiectivă care să aibă ca termen regent verbul a descoperi. Și acum avem două variante posibile. Dacă transformăm acest verb într-unul impersonal, s-a descoperit, da? S-a descoperit că zahărul este nociv în exces. Da? Propoziție subiectivă introdusă prin că. Sau, dacă vrem să avem această subiectivă personală introdusă prin pronume relativ, cine caută va descoperi adevărul. Oricare dintre cele două este corectă. La punctul B, nu vă pot da o rezolvare pentru că ține de voi și de imaginația voastră, totuși vă pot lăsa câteva sfaturi practice, prietenești, și anume să aveți mare grijă la timpurile verbale, la normele ortografice, ortoepice și de punctuație, la repetițiile deranjante, la așezarea în pagină, lizibilitate. Da? Toate aceste lucruri de fond care sunt extrem de importante. În rest, dați frâu liber imaginației și chiar dacă nu ați avut parte de o întâmplare deosebită petrecută la teatru sau la cinema, vă puteți imagina una. Acum să nu fie totuși ceva SF, de-a dreptul exagerat. Bun, ăsta am fost eu. Vă mulțumesc pentru timpul vostru. Și vă urez mult succes la examen și sper să ieșim din casă cât mai repede.